ne face dezvăluirea acelui moment pe care nu l-am anunțat până acum. Onorată audiență, am deosebită plăcere și aș vrea să spun și onoarea să vă anunț că în cadrul acestei manifestări am dorit să anunțăm și o aniversare importantă a domnului academician Ștefan Drăgulescu, care împlinește 80 de ani. Să-i urăm! Cine le-a... că el trebuie ajutat. Cine a ajutat? Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte. În primul rând sunt emoționat, fiindcă a primit și a fi omagiat într-un astfel de cadru academic și științific deosebit, sunt într-adevăr surprins. Au trecut 80 de ani. M-am născut la Lugoj. Lugojenii, tot Bănatul-i Fruncea și lui român ca Bănățanul, Bănățan ca Lugojanul, Lugojan ca Brezicianul. Deci, sigur că noi ne fălim întotdeauna ca lugojeni, dar în spatele acestei făliri trebuie să avem activitate. Și am trecut, Dumnezeu m-a încercat prin diferite poziții. Rector, ministru, director de institut. Și întotdeauna mi s-a transmis că atunci când dai examenul ca om, atunci când ai o funcție, după ce trece funcția, degeaba îți exprimi regretele că am greșit, că am făcut și așa mai departe. În al doilea rând, cei care duc războaia nu pot să construiască. De aceea, întotdeauna când am avut stări conflictuale, am încercat să le aplanez fără război. Spiritul de echipă. Nu poți să construiești nimic dacă n-ai o echipă excelentă. Și cheia progresului este că cei care vin trebuie să fie mai buni decât cei care pleacă. Dacă nu există această situație, sigur că lucrurile nu merg bine.
Și ultimul lucru, în fiecare zi, șeful trebuie să suporte toalele colaboratorilor și nu colaboratorii în fiecare zi toalele șefului. Bine! Sigur, copilul de suflet este Institutul de Boli Cardiovasculare, fiindcă înființarea acestui institut în vestul României a schimbat modul de gândire al medicilor și a cetățenilor. Știu că în 1993, când s-a înființat institutul și introduceam sonde în inimă cu stenturi, spuneau alții, domnilor, ăia sunt niște criminali, prin faptul că în loc să vă facă bine, experimentează pe voi diverse lucruri. Iată dar că la atâția ani de la înființarea institutului supraviețuiește și cheia progresului, cei care vin trebuie să fie mai buni decât cei care pleacă. Sunt onorat, emoționat și în același timp mărunt față de tot ceea ce s-a spus aici. Vă mulțumesc! Ușor. Așa. Așa.